găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Uite, a venit salvarea, pregătește-te să mori, pentru că șoferul unei ambulanțe s-a urcat beat la volan. Detalii la știri. Incendiile continuă să facă ravagii în județul Brașov. Imagini în jurnal. Au reînceput lucrările de reparații la pasajul Fartec. Acoperișul unei case cu două etaje din Moeciu de Jos au luat foc în această după-amiază. La fața locului au intervenit 6 autospeciale cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj SMUR și serviciile voluntare pentru situații de urgență din Râșnov, Bran și Moeciu. Ne-a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, capitanul Ciprian Sfreja. Proprietarea casei a suferit un atac de panică în momentul în care și-a văzut locuința distrusă de foc. Incendiul s-a dezvoltat și propagat la întreaga locuință cu repeziciune. Focul s-a manifestat cu flăcări violente, iar materialul lemnos a contribuit la propagarea acestuia la întreaga locuință. Potrivit reprezentantului ISU Brașov, Ciprian Sfreja, pompierii au reușit să localizeze focul înainte să se extindă și la o casă din lemn din imediata apropiere. Alerta s-a dat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență încă de la începutul acestei săptămâni. Un puternic incendiu de pădure a izbucnit în masivul Făgăraș, la o altitudine de 1500 de metri. Focul a cuprins un hectar din fondul forestier de la Viștea Mare către Moldoveanu. Intervenția pompierilor a fost una extrem de dificilă. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov au fost alertați luni seara cu privire la izbucnirea unui incendiu pe fondul forestier de la Viștea Mare către Moldoveanu, potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, capitanul Ciprian Sfreja. La fața locului s-au deplasat pompieri de la secția Victoria, detașamentul Făgăraș și secția Predeal. În total au fost trimise 22 de cadre care au acționat cu pompe de stropit de aproximativ 20 de litri, cu acumulator. Suprafața afectată este de aproximativ 1000 de metri. Incendiul se manifestă la o altitudine de aproape 1500 de metri. De la Bal nu a mai ajuns la spital, ci direct în parapet. O ambulanță a fost implicată într-un accident rutier aseară pe DN1 între Mândra și Șercaia. În urma accidentului, două persoane din autospecială, pacient și cadru medical, au fost rănite. Și mai îngrijorător este faptul că șoferul ambulanței era băut. Potrivit participanților la trafic, ambulanța ar fi intrat într-un parapet. În data de 16 octombrie, în jurul orei 20, a avut loc un accident rutier pe DN1 între Șercaia și Mândra. La kilometrul 223 plus 100 de metri, șoferul unei ambulanțe a pierdut controlul volanului. S-a lovit de un parapet metalic, după care a intrat în șanțul din partea dreaptă a drumului. În urma impactului, asistenta și pacientul din ambulanță au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital de o altă ambulanță sosită la fața locului. La testarea conducătorului ambulanței, din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost de 0,97 mg per litru alcool în aerul expirat. S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și șofat sub influența alcoolului. Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, au informat reprezentanții IJP Brașov. 0,97 alcoolemia aveți. Pe etilotest. Bate. La 0,97 sunteți beat. Cum ați urcat la volan? Aș face multe nouă, aveam niciun de... Ați accidentat un pacient și pe colega noastră asistentă. N-am accidentat pe nimeni, pentru că a fost amândoi în mașină. Dar 0,97 alcoolemie? Asistenta are suspiciune de fractură la clavicula stângă, iar pacientul, un bărbat de 53 de ani, a suferit un traumatism craniocerebral. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, capitanul Ciprian Sfreja, ambele victime sunt conștiente. Thank you.
atât șoferii cât întreg personalul, la intrarea în tură, declară, nu au consumat sau nu sunt sub influența anumitor substanțe medicamentoase care să le influențeze activitatea în activitate. Și cum verificați asta? Din păcate nu putem să verificăm. La fața locului s-au deplasat un echipaj cu apă și spumă, un echipaj smur de la detașamentul de pompieri Făgăraș și două echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean Brașov. Au reînceput lucrările de reabilitare a pasajului Fartec din municipiul Brașov, care ar trebui să fie gata într-un an de zile. Reparațiile începute în 2015 au fost oprite deoarece s-a constatat că se impun intervenții mai complexe la infrastructura pasajului. Ca urmare, cele două firme care realizau investiții la data respectivă au cerut anularea contractului pe motiv că nu au capacitatea tehnică de a continua lucrările. Odată cu găsirea soluțiilor de consolidare, firmele care au câștigat licitația au demarat procedurile de proiectare și execuție, astfel încât reparația capitală a pasajului Fartec să se încadreze în termenele stabilite. Valoarea acestei investiții este de peste 10 milioane de lei. Acest pasaj, din păcate, să spunem, a avut o situație specială în momentul când s-a ajuns la partea de decopertare a infrastructurii, s-a descoperit că este mult mai grav afectat, a trebuit făcută expertiză, am finalizat și expertiza, iar de mâine reîncep lucrările. Termenul este de 12 luni, sperăm să se finalizeze, mai ales că este o zonă intens circulată, iar în acest moment se circulă doar pe pasajul nou, pe un singur fir de circulație, pe sens. Pasajul vechi de la Fartec a intrat în lucrări de reabilitare încă din 2015, iar un an mai târziu a fost complet închis circulației rutiere. Lucrările ar fi trebuit să fie finalizate la 1 septembrie 2017, însă în momentul decopertării părții carosabile s-au constatat probleme la structura de rezistență mult mai grave decât cele cuprinse în proiect. Un alt proiect de amenajare rutieră, anunțat de primărie, vizează sensul giratoriu de la intersecția străzilor Carpaților cu Zorilor, o zonă intens circulată, unde se impunea o asemenea intervenție. Era o zonă care necesitau astfel de lucrare, având în vedere că cei care veneau de pe Zorilor și încercau să iasă la stânga pe Carpaților le era aproape imposibil, pentru că din cauza circulației intense de pe Carpaților, și în același timp și cei care încercau să facă dreapta, la fel era foarte greu, ceea ce ducea la creșterea riscului de accidente. Odată cu amenajarea sensului giratoriu, circulația auto în zonă va fi mult mai degajată. Cel mai nou laborator de electronică a fost inaugurat la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității Transilvania. Investiția de peste 50.000 de dolari constă în echipamente performante, module educaționale și mobilier. Studenții beneficiază astfel de un laborator echipat la standarde tehnologice moderne, foarte util în desfășurarea orelor de aplicații practice din domeniul electronicii. În laborator sunt reproduse puncte de lucru asemănătoare cu cele din producție, prevăzute fiecare cu un set complet de aparate specifice. Sursă de alimentare, multimetru digital, generator de funcții, osciloscop, sintetizator, stație de lipit și calculator. Laboratorul a fost realizat cu sprijinul unei fabrici renumite de electronice. Am simțit nevoia de a arăta oamenilor din fabrica noastră, în primul rând, dar și mediului din Brașov, că suntem mai mult decât o firmă de producție, că suntem o firmă care vrea să se implice în viața comunității în care activează. O firmă care încearcă care înțelege care sunt nevoile actuale în diverse zone și încearcă să ajute la rezolvarea lor. În domeniul dinamic al tehnologiilor electronice, industria și mediul academic au înțeles că implicarea și efortul comun sunt premiza ca viitorul specialist să fie bine pregătit pentru a face față provocărilor profesionale. Pentru universitate, la fel ca și în cazul altor laboratoare dezvoltate împreună cu firmele mari din zona Brașovului, acest laborator înseamnă foarte mult în pregătirea studenților din Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, pentru că în ceea ce privește disciplinele de electronică, această bază materială este de fapt o bază modernă care este actualizată și care le prezintă studenților și le permite de altfel studenților să lucreze cu ceea ce este mai nou în domeniu. Laboratorul este destinat atât studenților de la ciclul de licență, cât și studenților de la masterat. Standurile sunt echipate, după cum vedeți, după modelul unui stand de lucru din producție, o masă de lucru de testare și depanare din producție.
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor are peste 1500 de studenți, dintre care peste 400 sunt în anul întâi la studii de licență. Este singura facultate de profil electric din cele 18 facultăți ale Universității Transilvania în care sunt pregătiți specialiști în următoarele domenii: inginerie electrică, electronică, telecomunicații, automatică, tehnologie informației, calculatoare și robotică. Fermierii care au pariat anul acesta pe cultura de sfeclă de zahăr în comparație cu cea de cartofi pot spune că au făcut o afacere profitabilă. La Brașov, în ultimii ani, au scăzut foarte mult suprafețele cultivate cu cartofi, asta în condițiile în care au apărut tot mai multe terenuri însămânțate cu sfeclă de zahăr. De la an la an, fermierii brașoveni s-au reorientat și astfel au înlocuit cultura de cartofi cu producția de sfeclă de zahăr sau cu cea de rapiță. Motivul este unul cât se poate de simplu: profitul. Și astfel, dacă în anii 90 suprafața cultivată cu cartofi la nivelul județului Brașov era de 25.000 de hectare, anul acesta abia dacă a trecut puțin peste 4.000 de hectare, iar premizele nu sunt deloc îmbucurătoare. În ultimii ani, în ultimii 2-3 ani, a fost rentabilă cultura. Deci investiția este foarte mare, munca multă și nu și-au scos fermierii investiția. Și din cauza aceasta se reorientează către alte culturi? Da, se reorientează spre alte culturi, de exemplu rapiță, de exemplu sfeclă, soia, a început și soia în zona noastră, care acum câțiva nici nu puteai să vorbești de soia pentru că este o specie termofilă. Anul acesta, producătorii agricoli care au renunțat la cultura de cartofi și au înlocuit-o cu sfecla de zahăr au toate motivele să fie mulțumiți. Sfecla de zahăr este foarte căutată, iar producția din zona Brașovului este de foarte bună calitate, chiar și pentru export. Avem avantaj că este singura cultură cu care lucrăm cu contracte ferme. Unde merge această sfeclă de zahăr după ce este recoltată? Întreaga cantitate merge la fabrica de zahăr Bod, care se prelucrează și face singurul zahăr românesc, adevărat, care nu este din Trestia. Pentru producătorii agricoli din județul Brașov, care au mizat anul acesta pe sfecla de zahăr, foarte importantă a fost și subvenția oferită de stat pentru această cultură. Sfecla de zahăr este foarte profitabilă în acest moment, însă și aceasta cu o condiție. Pentru a ieși pe profit, trebuie să fie de cel puțin 40 de tone la hectar recolta, pentru că aici este și o subvenție pe hectar. Anul acesta, suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr în județul Brașov a fost de 3.300 de hectare. Faptul că există o fabrică de zahăr la Bod care procesează întreaga cantitate recoltată, iar cultivatorii sunt ajutați cu sămânță, a făcut ca suprafața să se mențină în fiecare an. În plus, cultivatorii s-au constituit în asociații și pentru că au și utilajele necesare și-au propus ca în anii următori să mărească suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr. La începutul lunii octombrie, președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Silviu Costea, a condus o delegație economică în Republica Moldova, din care au făcut parte oameni de afaceri și reprezentanți ai autorităților locale brașovene. Misiunea economică a fost organizată la Chișinău cu prilejul aniversării a 100 de ani de la crearea Camerei de Comerț și Industrie. Pe parcursul celor 3 zile au avut loc mai multe întâlniri de afaceri, de lucru, seminarii și schimburi de experiență. Oamenii de afaceri brașoveni au participat și la conferința internațională prilejuită de împlinirea a 25 de ani de la înființarea Curții de Arbitraj Comercial din Republica Moldova. Cu acest prilej, ei au avut posibilitatea de stabilire a contactelor comerciale și de creare a unor parteneriate durabile. În Republica Moldova am avut întâlniri cu mai multe companii și cu reprezentanți ai camerelor de comerț din mai multe regiuni din Republica Moldova. Ce am reușit să descoperim, să zic împreună, este interesul pentru învățământul dual și pentru școlile profesionale, care funcționează atât în Republica Moldova reglementate guvernamental, cât și în România mai mult privat. Reușim să facem o punte între aceste școli profesionale, astfel încât să putem atrage pe viitor la Brașov mai multă forță de muncă din partea Republicii Moldova. Există interes pentru elevii care vor să vină să studieze și să muncească în Brașov. Să sperăm că și firmele brașovene le vor oferi condițiile optime pentru acest demers al lor. Conducerea Camerei de Comerț Brașov consideră că există un mare potențial de colaborare cu mediul economic din Chișinău, care trebuie valorificat pe deplin. Veste bună pentru somnoroși și nu numai pentru ei, România trece de la sfârșitul acestei luni la ora de iarnă. Asta înseamnă că vom dormi mai mult cu o oră sau cel puțin dimineața vom beneficia de o oră în plus de somn. Și nu doar atât, această trecere s-ar putea să fie și ultima, având în vedere că la nivelul Uniunii Europene există o dezbatere deschisă în privința renunțării la acest procedeu. Luna octombrie este perioada în care ne pregătim să trecem la ora de iarnă. Acest lucru se va întâmpla în data de 28 octombrie, duminică spre luni.
Ora 4 va deveni ora 3 și vom dormi mai mult cu o oră. Ora de iarnă va ține din 28 octombrie până pe 31 martie 2019. La nivelul Uniunii Europene există o dezbatere deschisă în privința renunțării la această trecere. În jur de 80% dintre respondenții unei consultări publice lansate de Comisia Europeană luna trecută au declarat că ar susține renunțarea la ora de vară-iarnă. Aproximativ 4,6 milioane de persoane au luat parte la cel mai mare sondaj online derulat în istoria Uniunii Europene în perioada 4 iulie 16 august. Chiar dacă schimbarea orei a fost instituită în urmă cu 40 de ani, ea continuă să fie foarte criticată. Criticii acuză dificultăți în adaptarea somnului lor. Până în aprilie 2019, fiecare țară trebuie să anunțe dacă intenționează să aplice în mod permanent ora de vară sau pe cea de iarnă. Ultima trecere obligatorie la ora de vară ar avea loc duminică 31 martie 2019. Prin urmare, la sfârșitul acestei luni va fi ultima trecere obligatorie la ora de iarnă. Această schimbare va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică 28 octombrie. Ora de iarnă are ca scop folosirea cât mai mult timp posibil a luminii soarelui, economisindu-se astfel resursele desfășurării activităților umane pe lumină slabă. Iar acum a sosit momentul pentru informațiile zilei din sport. Olimpia CSU Brașov s-a impus pe terenul celor de la Universitatea Cluj cu scorul de 80-71 într-o partidă restanță din prima etapă a Ligii Naționale de Basket Feminin. Cea mai bună marcatoare a echipei brașovene a fost Biliana Peșovici cu 20 de puncte, la care a mai adăugat 8 recuperări și 12 pase decisive. Carla Barty a fost în double-double cu 17 puncte și 12 recuperări. Pe lista marcatoarelor s-au mai înscris Alina Podar cu 16 puncte, Cristina Arsenici cu 13 puncte și Flavia Ferenții, care a reușit 11 puncte. Pentru Olimpia CSU Brașov urmează acum cea mai dificilă deplasare a sezonului. Sâmbătă 20 octombrie de la ora 19, elevele lui Dan Calancea vor juca în compania campioanei în titră ACS Sepsisic Sfântul Gheorghe, cu care după două etape se află la egalitate în fruntea clasamentului Ligii Naționale de Basket Feminin cu câte 4 puncte. După un weekend bun, Corona Wolves și-a continuat seria meciurilor încheiate cu victorii și la începutul acestei săptămâni. Luni și marți, pe gheața patinorului olimpic din Brașov, Lupii au înfruntat formația Steaua Rangers într-o dublă, contând pentru campionatul național. Luni, elevii lui Greg Lindvist s-au impus cu scorul de 5-1, iar marți au câștigat la o diferență și mai mare, scor 9-1. Cei mai buni marcatori ai Coronei în dubla cu Steaua au fost Borisenko, cu 4 goluri înscrise, Molnar, care a marcat de 3 ori, și Tendler, care și-a trecut numele pe tabelă de 2 ori. Acum, după 11 partide disputate în competiția internă, Lupii ocupă a doua poziție în clasament cu 27 de puncte. Pentru formația galben-albastră urmează vineri 19 octombrie, de la ora 18:30, meciul cu Vașaș Budapesta, contând pentru Erste Liga. Partida va avea loc pe gheața patinorului olimpic din Brașov, iar biletele la meci costă 15 lei și se pot achiziționa de la casieriile patinorului în ziua meciului, începând cu ora 16. Ce surpriză ne rezervă vremea în orele următoare, aflăm acum la rubrica Meteo. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme senină. Minimele nopții vor coborî până la pragul de 6 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 23 de grade Celsius, iar cerul se va menține în mare parte senin. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la MixTV. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!